A primit talent cu carul, dar când s-a împărțit norocul în gimnastică, Larisa Iordache a lipsit de la apel. Gimnastica i-a dat, dar parcă prea puțin pentru cât ar fi putut ea face, un alt copil minune din gimnastica românească. Pagina ei de poveste este scrisă cu multă trudă și chin, cu bucurie scurtă și cu speranța că odată și odată va putea scăpa de accidentări. Mariana Bitan și Octavian Velu o pregătiseră în 2012 pentru întâlnirea cu istoria. Au călit-o la europene, unde Iordache a pășit pe ușa din fața gimnasticii. Lângă Ponor și Izbașa, Iordache a arătat lumii că izvorul talentelor din România nu a secat. Cele două medalii de aur și un argint trebuiau să fie buzduganul aruncat pentru jocurile de la Londra. Trebuiau. La jocuri însă, ghinionul s-a numit fasciită planetară. Durerea din talpă i-a dat interviz la medalii individuale. Bronzul de la echipe rămâne singura ei reușită olimpică. Ce a urmat este o repetabilă povară de succes și durere, de limite depășite și de zbucium. Timp de 3 ani, precum o pasăre care s-a agitat să scape din strânsoare, Larisa a reușit să urce pe podium la europene și mondiale, fiind singura gimnastă din România care a ajuns pe podium. Singura care a fost aproape să o învingă pe fenomenul Biles, Lana Niu. Cel mai greu an a fost însă 2016, an în care un DG Group a împiedicat-o să ajute echipa să se califice la jocuri în cea mai neagră pagină din istoria acestui sport. Jocurile olimpice au rămas interzise și la Rio a văzut gimnastica doar din tribune. Larisa a adunat 16 medalii în 4 ani de competiții și este indiscutabil ultimul mare talent al gimnasticii românești.